Spuneți-ne, ce s-a întâmplat? Văd că au venit pompierii. Am dorit să reparăm, dorim să reparăm gardul care a fost luat de viitură anul trecut și am descoperit un obiect suspect, un pic ciudat, care seamănă cu un proiectil vechi. Și am zis că e mai bine să anunțăm autoritățile. Pe vremuri, în căsuța aceasta care a fost a bunicilor, a fost în timpul războiului stație de radioemisie. Și e posibil. Și e posibil să sperăm că nu mai găsim și altceva.